Divizia ALA Handball Feminin Seria B a programat ieri prima etapă intermediară din actualul sezon. Argespor Muntenia Pitești a evoluat pe teren propriu întâlnind CSM Slatina Oaspetele, impunându-se în cele din urmă cu 28-25. Gazdele rămase și fără antrenoarea Nadia Dumitru a oferit totuși o replică bună oltencelor și ar fi putut obține un rezultat mai bun. De cealaltă parte, SCM Universitatea Pitești a plecat cu gânduri mari la Reșița pentru partida cu Universitatea din localitate. Meciul a fost echilibrat în cea mai mare parte, însă echipa reșițeană s-a impus finalmente cu scorul de 17-16. În clasament, SCM Universitatea Pitești ocupă locul 6 cu 4 puncte, iar Argespor Muntenia Pitești poziția 12-a fără niciun punct acumulat. În etapa cu numărul 4, ce va avea loc sâmbătă viitoare, SCM Universitatea Pitești joacă acasă cu Național Vâlcea, iar a doua echipă a Piteștiului primește tot acasă replica celor de la CS Timișoara.